Început înainte cu 2 ani, proiectul Școala de Rock, desfășurat la Câmpul Lung de către Primăria Municipiului și Asociația Rock Culture, a ajuns la final. La Colegiul Național Pedagogic Carol I s-a consumat ultima întâlnire din cadrul școlii între cursanți și chitaristul trupei Phoenix, Cristi Gram. Despre scopul acestui proiect și impactul pe care l-a avut, ne-a vorbit Răzvan Brăileanu, coordonatorul proiectului. Conferința de final a proiectului Școala de Rock Câmpul Lung, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, având o perioadă de implementare de 19 luni. Practic am început în aprilie 2023, terminăm în septembrie-octombrie 2024. Valoarea finanțării a fost de 189.840 de lei, proiectul fiind cofinanțat și de Primăria Câmpul Lung, cel care a acoperit contravaloarea premiilor acordate în cadrul concursului Posada Rock 2023, valoare de 25.000 de lei. Practic, ce am vrut noi cu acest proiect? După cum știți, Asociația Rock Culture organizează festivalul Posada la Câmpul Lung. Este un eveniment care are loc un weekend pe an, care adună foarte multă lume aici în oraș și am vrut, practic, să prelungim atmosfera de rock a festivalului prin niște evenimente care să se întindă pe parcursul unui întreg an. Și prin asta să transformăm Câmpul Lung practic într-o destinație relevantă pentru creația rock contemporană. În plus, un alt obiectiv a fost diversificarea ofertei culturale la nivel de comunitate în Câmpul Lung Muscel și implicarea membrilor comunității în aceste evenimente. Practic, noi am vrut să atragem tinerii către muzică. Din punctul de vedere al organizatorului, am observat că a crescut interesul față de acțiunile noastre pe parcursul acestui an. Sigur, în timpul festivalului Posada, la aceste masterclass-uri și ateliere de creație, am avut cei mai mulți participanți, dar în cele desfășurate în restul timpului, în timpul anului, au venit câțiva tineri, dar au venit la toate. La cele 3 ateliere de chitară și 5 masterclass-uri susținute de către chitaristul Cristi Gram au participat atât copiii și adolescenți, iubitori de chitară, cât și persoane îndrăgostite de muzica rock a anilor 70-80. Au fost cursanți din Câmpul Lung și împrejurimi, din Pitești și chiar din Târgoviște. Dacă la Câmpul Lung ar exista tot așa, chitariști, toboșari, oameni care să completeze o formație, de aceeași vârstă, bineînțeles. Tineretul este important pentru că ei duc mai departe. Lucrurile vor veni de la sine, zic eu. Adică l-ai văzut pe Mihai, ce bine cântă la chitară. Celălalt, să pot și eu să cânt mai bine la chitară. Mamă, vreau o chitară. Și tot așa merg lucrurile. Aici, de acolo. Vrei să vii să predai? Da, cum să... Vin. Vin, cum să nu. Da, asta este mi-a trecut gândul ăsta prin cap acum 2 minute, când discutai cu Răzvan. Deci, aș putea să vin în Lung, destul de aproape, să vin poate chiar aici cu chitara și stăm și studiem ceva. Luăm o gamă și o învățăm pentatonic și improvizăm pe el. Sau nu știu. Momentan se caută soluții ca acest proiect să fie continuat la Câmpul Lung, și nu ar fi exclus ca Cristi Gram să vină o dată pe lună să țină în continuare cursurile de chitară.